Bine v-am găsit! Astăzi voi continua seria mineralelor miraculoase și voi vorbi despre seleniu și vă voi spune de ce seleniu este formidabil, nu numai pentru tiroidă, dar și în infecții virale și mai ales în acest moment în lupta cu COVID-19. A recomanda seleniu ca parte din protocolul bolii Hashimoto este o practică oarecum recentă, de câțiva ani, în ciuda unei pletore de studii și de cercetări care indică seleniu ca un mineral din categoria salvator. În cazul meu, cred că acum mai bine de 14 ani, într-o vizită la medicul meu endocrinolog, mi s-a spus, vin de la Congresul Endocrinologilor. Ce credeți că s-a discutat la acest congres? Tot congresul s-a vorbit numai despre seleniu. Aș vrea de acum să luați seleniu. Așa am ajuns eu să consum, să îmi administrez seleniu ca primul meu supliment mineral miraculos și într-adevăr salvator. De ce este din această categorie? Ce trebuie să știm despre seleniu și ce face el în corp? În primul rând, seleniu nu este produs natural în corp și el trebuie luat din alimentație și trebuie să fim atenți ca alimentele respective să provină, dacă am putea controla acest lucru, și dintr-un sol bogat în seleniu. Sau poate fi luat prin suplimentare. Seleniu este un mineral descoperit în 1817, iar Berzelius, care l-a descoperit, când l-a văzut așa gri, strălucitor, l-a considerat de pe altă lume și l-a asociat cu solul selenar, de care l-a numit seleniu. Selena înseamnă lună în limba greacă. De ce este atât de important, este vital seleniu în organism? În primul rând, pentru că este o coenzimă pentru 25 de proteine diferite, denumite chiar selenoproteine, ceea ce înseamnă că acele proteine sunt dependente de seleniu, nu pot funcționa la capacitate maximă fără seleniu. La adulți, tiroida este singurul organ din corp care conține cea mai mare cantitate de seleniu per gram de țesut. Nu există alt organ în corp cu această cantitate de seleniu. Seleniu este fundamental pentru reducerea anticorpilor antitiroid peroxidază, anti-TPO, acea analiză de laborator care confirmă că aveți boala Hashimoto, că aveți prezența anticorpilor. Fără seleniu nu poți să reduci numărul anticorpilor. Seleniu în cantitate optimă îți asigură o reducere de până la 40% a numărului anticorpilor anti-TPO. Foarte importantă analiză. De asemenea, seleniu este implicat în procesul de conversie a hormonilor T4 inactiv în hormonul T3 activ. Practic, acolo sunt niște enzime dependente de seleniu și aceste enzime îndepărtează un atom de iod din T4 ca să devină T3. Această conversie, această transformare nu poate avea loc fără o cantitate optimă de seleniu. Seleniu te protejează celulele tiroidei de leziuni oxidative în acest proces al conversiei. Și joacă rol, are această funcție în corp de antioxidant. Deci nu este neapărat, nu este foarte necesar pentru metabolismul hormonilor
tiroidieni. Însă seleniu este foarte implicat în producerea unui antioxidant foarte important numit glutation. Am mai menționat această denumire, acest master antioxidant al corpului care există în fiecare celulă și care ajută la combaterea și prevenirea daunelor oxidative, se numesc, adică, practic, conduce la reducerea inflamației la nivelul tiroidei, dar nu numai la nivelul tiroidei, glutationul este implicat, dar inflamației în țesuturi. Însă, noi vorbim de Hashimoto și de tiroidă. Deci este implicat acest glutation și în combinație cu seleniu pentru reducerea infecțiilor virale. Și de aici vine conexiunea făcută cu COVID-19 despre care vă vorbesc la final. Te protejează împotriva daunelor cauzate de prezența metalelor grele în corp, de mercur, arsenic, plumb. Seleniu nu este neapărat fundamental în Hashimoto, adică numai în hipotiroidie. Este la fel de necesar și în extrema cealaltă, în hipertiroidie, și persoanele care au boala autoimună Graves, li se recomandă să ia seleniu. După cum vedeți, în această imagine, seleniu există sub două forme, organic și inorganic. Pe noi ne interesează forma organică, adică forma de selenometionină și selenocisteină. Forma cea mai recomandabilă în Hashimoto este selenometionină, în doză de până la 200 de micrograme pe zi. Selenometionina se găsește în mod natural la alimente, în mod deosebit în cele de origine vegetală, iar selenocisteina în produse de origine animală. Studiile arată că supresia anticorpilor anti-TPO începe de la administrarea selenului de 100 de micrograme pe zi. Seleniu se ia dimineața, pe nemâncate, cu 30 de minute, să spunem, înainte de masă și este ideal să fie luat împreună cu vitamina E. Cantitatea de seleniu din alimentele consumate, și vedeți aici o listă de alimente, diferă foarte mult în funcție de zona geografică, în funcție de calitatea solului și de nivelul de prelucrare a ingredientelor. Pe primul loc sunt nucile braziliene. Vă dați seama câte nuci braziliene am mâncat noi în general, deci foarte puține. Deci cea mai mare cantitate de seleniu se află în aceste nuci și cercetările spun că dacă mănânci 5 nuci braziliene pe zi, ai avea cantitatea de seleniu asigurată. Dar se pare că nici nucile braziliene nu mai sunt ce au fost și că seleniu a scăzut foarte mult ca procent pentru că solul din care provin nu mai este atât de bogat în seleniu. Deficitul de seleniu, foarte interesant, poate fi provocat de o alimentație fără gluten și fără cereale, care paradoxal este recomandată în boala Hashimoto, dar care trebuie avută mare atenție, este și cazul meu, eu nu consum nici gluten, nici cereale, dar trebuie să ai grijă să suplimentezi cu seleniu încât să echilibrezi având această alimentație fără gluten și fără cereale. Când ai un deficit de seleniu, practic se manifestă, pot să spun așa, ai o stare, ai o lipsă de energie, ai așa numită ceață mentală, lipsă de claritate și deficitul grav de seleniu duce la declin cognitiv.
Seleniu, ca antioxidant, ajută la protecția creierului, a inimii și a nervilor. Riscul deficitului de seleniu apare și la alte boli autoimune, cum este boala celiacă, cum este colonul iritabil, cum este boala Graves, care este hipertiroidie și tiroidita postpartum. Dacă spunem că deficitul de seleniu este, poate crea o mulțime de probleme și trebuie să avem grijă să suplimentăm, în același timp trebuie să fim foarte atenți că excesul de seleniu este la fel de periculos și creează mare toxicitate și trebuie menținut acest echilibru. Printre medicii, cercetătorii, autorii care se ocupă de bolile autoimune și în special de afecțiunile tiroide, se pune deseori această întrebare dacă deficitul de seleniu poate fi un declanșator în Hashimoto. Iar răspunsul lor scurt este că da, la un deficit grav de seleniu, aceasta poate conduce la declanșarea bolii autoimune Hashimoto. Și vreau să vă spun în continuare, foarte pe scurt, de ce seleniu este salvator și poți să previi sau să ții sub control această boală autoimună. Și nu pot vorbi despre rolul seleniului sau nu pot să separ rolul seleniului de rolul iodului, pentru că aceste două minerale lucrează în complicitate, dar pe o relație invers proporțională. Asta înseamnă că mai mult iod în corp determină mai puțin seleniu. Adică dacă consum prea mult sau administrez prea mult, suplimentez prea mult iod, crești foarte rapid deficitul de seleniu. Știm că conversia hormonului inactiv T4 în cel activ T3 este susținut de iod. Și aici intervine rolul seleniului. Și anume, ca antioxidant, seleniu și selenoproteinele sunt necesare în această conversie, în momentul în care se formează acest alt antioxidant, glutation peroxidază, care are rolul și acesta este, să spun, justifică de ce seleniul este atât de important și miraculos salvator, cum spuneam. Are rolul de a neutraliza acumularea toxică de așa numitul peroxid de hidrogen, care este un produs secundar, un produs care se degajă rezultat din această conversie T4 în T3. Acest glutation peroxidază descompune peroxidul de hidrogen în particule de apă și astfel permite îndepărtarea celulelor afectate de lesiuni oxidative. Deci seleniu pur și simplu te scapă de ceva toxic, te scapă de acest peroxid de hidrogen, care este în mod natural produs în momentul conversiei T4 între T3. Deci te protejează de o specie reactivă de oxigen și acest proces de îndepărtare a peroxidului de hidrogen este absolut vital. Pentru că acumularea prea mare de peroxid de hidrogen și, într-un fel, o acumulare lăsată necontrolată, provoacă inflamații oxidative și aceste leziuni oxidative pot ajunge până la nivelul ADN-ului și chiar până la moartea celulelor. Practic, sarcina seleniului devine mult mai critică, nu numai că trebuie să neutralizeze, să contribuie la neutralizarea acestui peroxid de hidrogen în timpul conversiei, dar devine și mai importantă atunci când o persoană are niveluri prea ridicate de iod
în corp și prea puțin seleniu să lupte și să contribuie la această conversie. De ce este recomandat seleniu în prevenirea COVID-19 și de ce se găsește această corelație între seleniu și virus, coronavirus? S-a constatat că seleniu este foarte recomandat în mod deosebit pe parcursul infecției și în prevenție, mai ales la persoanele vârstnice. Sunt foarte multe surse, literatură, articole, publicații care explică mecanismul prin care seleniu intervine în lupta cu COVID-19. Este destul de complicat, dar vreau să vă spun o propoziție pe care am înțeles din tot ce am citit, și anume, seleniu dezactivează o enzimă a proteinei acestui virus și ajută foarte mult la proliferarea limfocitelor T de la timus. Limfocitele sunt aceste celule ale sistemului imunitar care distrug celulele maligne și ne apără de virus și care provin din imunitatea dobândită. Dar nu numai că ajută la proliferarea acestor apărători, acestor soldați ai sistemului imunitar, limfocitele T, dar ajută și la proliferarea celulelor NK, natural killers, care țin de cealaltă imunitate născută. Dacă glutationul este atât de important în conversia hormonului T4 în T3 și că este cel mai, să zic, puternic antioxidant celular din corp și implicat în aceste procese de detoxifiere, corelația cu COVID și seleniu s-a făcut via glutation, și anume la pacienții care erau internați și care aveau deja diagnosticul cert și aveau deja pneumonie și inflamație pulmonară, la analize s-a constatat că au un nivel foarte redus de glutation. Așa cum vă spuneam în prezentarea anterioară de nivelul redus de zinc, alte publicații au apărut și alte date au apărut privind rezultatele analizelor pe nivelul de glutation a persoanelor spitalizate. Și anume, trebuie să știm că acest antioxidant puternic al corpului, produs natural în corp, scade odată cu vârsta. Cu cât îmbătrânim, cu atât avem mai puțin glutation. Și am citit chiar că glutationul scade cam cu 1% pe an. Deci fiecare poate să-și facă un calcul cam cum stă cu glutationul. Și acest lucru afectează întregul mecanism de apărare a corpului. Și faptul că este prezent în fiecare celulă ar trebui să ne dea de gândit cum să facem să întreținem o producție bună de glutation, ce să mâncăm sau ce să suplimentăm, să menținem acest antioxidant la un nivel care ne poate apăra și ne poate ține la adăpost de infecții virale, cum sunt COVID-19 și multe altele. Glutation, aș vrea să vă spun într-o singură frază că are și el un mecanism deosebit de complicat, dar atât vreau să vă spun că glutationul mai este denumit și moleculă redox. Redox înseamnă că e o moleculă implicată în două cicluri de reducție și de oxidare și că
fiind implicată în aceste cicluri, practic molecula fie pierde electron prin oxidare, fie câștigă electron prin reducție. Însă, dacă am o cantitate mai mare de oxidare a glutationului și mai mică forma lui redusă, care este cea utilizabilă în corp, asta ar fi un indiciu de toxicitate celulară și de prezența prea multor radicali liberi. Și acest lucru s-a constatat prin analize, acest element de toxicitate celulară la pacienții infectați cu COVID. Alimentele care contribuie la rezerva și la producția de glutation, cum sună, sunt alimentele, produsele lactate, trebuie să spun asta, din vacă păscută, sunt toate produsele naturale și ecologice și organice. Fiecare ce înțelege prin aceste produse, eu țin să spun că cu cât vor fi produsele din vacă păscută, din găină păscută, cu atât vor fi mai indicate pentru a contribui la rezerva noastră de glutation. Dar revenind la seleniu, pentru a ajuta corpul să producă propriul tău glutation, ai nevoie de niște cofactori, iar pe primul loc este seleniu. Aici vreau să ajung. Deci seleniu contribuie foarte mult la apărarea, la sistemul nostru de apărare în fața infecțiilor virale, prin faptul că contribuie la menținerea și rezerva de glutation din corp. Și în afară de seleniu, cel mai indicat precursor al glutationului este N-acetilcisteina sau NAC. Este acest produs. Poate unii îl cunoașteți, poate nu, dar vă recomand să îl studiați puțin, să consultați și medicul specialist. Este cel mai indicat precursor al glutationului. În farmacii se vinde glutation redus, dar nu are efect în corp. Asta spun studiile. Efectul în corp are acest N-acetilcisteină. De asemenea, este indicat să luăm alți cofactori, cum sunt vitaminele B6, B12 și vitaminele C, E, D. Vedeți în imagine și alți compuși. Deci vreau să spun în final că prezența seleniului scade susceptibilitatea la virusuri și previne intrarea virală în corp. Seleniu nu este doar, să spun, salvatorul tradițional, arhicunoscut pentru tiroidă, dar iată că este și un mineral antioxidant miraculos în această perioadă dificilă pandemică. Mulțumesc, la revedere!